Vorba de creierul acela cu care am mulțit. Da, și suntem bază în care ar, ar, acolo ar fi 2 ori 3 ori 4. Dar nu ori 4, că n-avem ori 4, avem ori 3. Deci ai. 2 ori 3 ori 4 ar fi. Da. Și minus 2 ori 3, când desface paranteză, da? Bun. Plus. Ce fim ori 3 ori 4 ori 5. 3 ori 4 ori 5, așa, aveai da. Nevoie. Da. Și atunci pe 3 ul ăsta îl scriu ca fiind 5 minus 2. Da. V-ați prins? Da. Plus. Apoi scrie... Hai să urmărim și pe următorul. Plus 4 ori 5 pe lângă 6 minus 3. 3 ul ăsta... vedem ca 6 minus 3. Ca fiind 6 minus 3. Și le ducem la coadă, domnul profesor, pus așa mai departe. Plus puncte, puncte. Așa mai departe, da, plus... Plus 98. 98. 99. Pe lângă 100. Da, așa, 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 100 minus. 100, 98, 99, 100 minus... 100 minus 97. Corect, ca să fie 2-3. Ca să facă... 2-3. Plus 99 ori 100. Plus 99 ori 100. Pe lângă... Pe lângă 101. 101. Da. Minus 98. 98. Așa. Și dăm mai departe cu... Hai să continuăm. Să desfacem paranteză, să vedem ce obținem. Egal cu 1 ori 2 ori 3. Aaa, uite, acolo... Deci 1 ori 2 ori 3 lăsă. Da, am văzut 2 ori 3 ori 4. Minus 2 ori 3. Deci 2 ori 3 ori 4, minus 2 ori 3. Plus 3 ori 4 ori 5. 3 ori 4 ori 5. Pe lângă cine? Minus, minus 2 ori 3 ori 4. Deci 3 ori 4 ori 5. Da, minus 2 ori 3 ori 4. Minus 2 ori 3 ori 4. Plus 4 ori 5 ori 6. Minus 4 ori 5 ori 6. Minus, ce urmează aici? Minus 3 ori 4 ori 5. Minus 3 ori 4. Ori 5. Ori 5 să fie... Da, așa vine. 4 ori 5 ori 6 minus 3 ori 4 ori 5. Da. Mai să puneți un ori, domn profesor, că poate număr. Așa. La peste tot. La peste așa. Tot. Așa, așa. Da, da, aveți dreptate, așa, sunt prea corect. Așa, așa. Făcut bine. Da, e bine. Da. Plus puncte, puncte și mai departe, plus acolo o să fie 98 ori 99. Deci 98 ori 99 ori 100. Ori 100 minus, minus 97 ori 98. A, 97 ori 98. 98 ori 99. Plus 99 ori 100. Plus 99 ori 100. Ori 101. Ori 101. Minus 98. Ori 99. Ori 99. Ori 100. Și am așa. Și tot așa. Și s-a oprit aici, da? Acolo, domnul profesor, ar fi dat să puneți 1 ori 2 ori 3. Aici, da? Da, da, da. Și acum să-i grupăm. Uitați, 1 ori 2 ori 3 minus 1 ori 2 ori 3. Ia uitați. Și ăla nu mai este. Deci, uitați. Numărul ăla cu plus egal cu numărul ăla cu minus, nu? Ia uitați, 1 ori 2 ori 3 minus 1 ori 2 ori 3. Asta se reduce. Nu mai sunt. 2 ori 3 ori 4 se reduce. Ia uitați. 3 ori 4 ori 5. Aha, 4 ori 5 ori 6 se reduce. Ăsta de aici cu cine a luat acum. 98 ori 99 ori. Ia să vedem la sfârșit. Ori 100. Se reduce. E în fața lui, de la. Deci ăsta e singurul care rămâne 99 ori 100 ori 101. Care deci, în final,
rămâne singurul ăsta de aici cu plus, nu? Și de 3 ori și suma. Și de 3 ori suma este egal cu asta. Da, dar dacă ăla trebuie să-l împărțim la 3, adică scriem 99... Noi am avut 99 de termeni. Că de la 1 la 99 a fost 99 de termeni. Da. În suma inițială. Ei, prin șmecheria asta, s-au redus 2 câte 2. Al 99-lea a rămas. Îl vedem concret. Asta este al 99-lea. Da. Deci, ideea foarte tare, o să o discutăm o dată, este asta. Dacă vreau să finalizez, înseamnă 3 ori ies. Egal cu 99 ori 100 ori 101. Supra 3. Și atunci suma este egal cu 30. Da, 33 ori 100. Ori 100. Ori 101. Și suma este egal cu 30. 10 puncte. Nu, asta e dat așa. Deci, profesorul sau autorul acestui test au gândit în felul următor. Pentru nota 10, dau o chestie care, pe care să nu facă decât cei care sunt pentru olimpiadă. Deci, în clasă, se spune că avea și un olimpic, 2-3. Clasă 2-3 olimpici, greu să fii 2-3 pentru subiectul ăsta, pentru ăsta. Cred că i-a dat unia din clasă, pe care știa că e foarte tare, și i-a dat numai aceluia 10. Da? Și restul maxim până la 9. Și până la 9 mai fost și chestiuni tare. Da, acolo, la 3 de sutim, 4 de șarjopiocii. Doamne, la exercițiul ăsta îmi dau un punct. Dar nu oricum. Păi un punct, exercițiul e de un punct. Deci de 10. Și ar dă un punct. A, 1 de 10 îți dai. Da, da. Pentru încercări, pentru curajul de a scrie o dată de două ori acolo. Da. Acum ar vrea să discutăm concret care a fost strategia. Corect. Păi strategia a fost să ne dăm seama că trebuie să mulțim cu 3. Dar de ce nu cu 3 și nu cu 4 și nu cu 5? Exact. Care-i motivul? Ce a făcut acel 3? 3-ul acesta face, practic, rupe exercițiul. Pentru început. Deci 3-ul acela face un prim, să spunem, sparge barajul și intre în exercițiul. Adevărat. Dar e un prim pas. Întâi de ce cu 3 și al doilea lucru, cum exploatez mulțirea cu 3. Exact. Și, exact. De ce urmăresc? Pentru că acolo 3-ul ăla de fiecare dată l-a scris ca fiind 4 ori minus 1. După aceea 5, minus 2. După aceea 6, la asta, și copii se gândea că trebuia să mulțească cu 3 și apoi să scrie 4 minus 1. Da. Deci reușește prin această manevră să creezi așa zisa sumă oscilantă. În care noi am mai făcut chestia asta. Vă amintesc că am făcut IES, să calculeze suma IES egal cu 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra... Cred că ați făcut cu ei, domn profesor, cu A7. Tocmai, A7 am făcut-o. Dar cu A5 cred că n-am făcut-o. N-am făcut-o. Există calculul acestor sume. Nu mai țineți fracții. Nu, nu, nu. Fracții nu mai țineți, că ei nici nu au făcut fracții. Da, da, da. Da. Ați făcut-o cu 7. 1 supra 100 ori 111. Da. Ideea aici este următoarea. Că pot să scriu pe 1 ăsta ca 2 minus 1. Eu supra 1 ori 2 era, știi? Și scrii 2 minus 2. Și practic ce înseamnă? 3 minus 2. Supra 2 ori 3. Mă iau de chestia asta ca să mă pot duce în problema de mai sus. Și 2 supra 1. Plus puncte, puncte. În loc de 1 pot să zic 101. Minus 100. Supra 100 ori 101. Și egal cu. Din ce știu, pot să gândesc că au fost înainte două fracții care au apărut. Cum se adună două fracții? Am noi
cu Darea am discutat, voi clasa a șasea, știți bine cum se adună două fracții, când zic 1 pe 5 plus 3 pe 5, având același numitor, punem numitorul și 4 și 1 cu 3 fac 4. E ca la putere, e ca la putere. Invers. Dacă am asta, deci dacă am asta, pot să-mi închipui că 4 ăsta vine la 1 plus 3. Da? Și acum, eu pot să gândesc că au fost două fracții, 2 supra 1 ori 2, deci 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2. Deci au fost 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2, plus 3 supra 2 ori 3, deci 3 supra 2 ori 3, minus 2 supra 2 ori 3. Deci, având același numitor, nu? 3 minus 2, distribu dintre. Și plus puncte, puncte, și mai departe, plus 101, în mod sigur înțelege Daria ce am făcut, da? Nu, dacă urmărești, înțelegi. Supra 100 ori 101 minus 100 supra 100 ori 101. Da. Ori 101. Apoi și 2 cu 2 se simplifică și face 1 minus 1 ori 2. 3 cu 3 se simplifică și fie plus 1 pe 2. Și minus 2 cu 2 și face 1 pe 3. Plus puncte, puncte, plus 101 pe 101 și scrie 1 pe 100 și acolo totuși 100 pe 100 și scrie 1 pe 101. 1 pe 101. Acum, ei au fost în număr, ei au fost în număr, din fiecare fracție s-au obținut câte două. Fiecare, unul cu plus, altul cu minus, unul cu plus, altul cu minus. Și cât sunt cu plus, tot alții sunt cu minus. Și minus 1 pe 2 cu 1 pe 2 este minus 1 pe 3 cu cine vine, 1 pe 100 cu cine va veni, va mai veni și final este egal cu 1 minus 1 pe 101. Vedeți? Așa a fost și aici. Asta vreau să spun. Autorul, prin manevra aceea elegantă, reușește, practic, să scrie pe fiecare din aceștia 98 ori 99 care era înmulțit cu 3, dar trebuie văzut ca 100 minus 97 când descompune și face distributivitatea vine 98 ori 99 ori 100 minus 97 ori 98 ori 99. Deci apar mișcați 97, ia să pun deasupra 97 ori 98 ori 99. Așa bine, nu? 97 ori 99 ori 99. Și vin ăștia, care sunt consecutiv, mișcați fiecare cu câte unul. Da? Deci mișcați fiecare 97 trece 98, 98 trece 99 și 99 trece într-o 100, da? Deci, practic, se întâmplă după ce scriem pe 3-ul respectiv ca fiind după 99 cine? 100 minus 97. Aranjăm pe 98 ori 99 ca fiind diferența a doi termeni, diferența a doi termeni consecutivi. Mișcați ăștia cu un pas. Acest lucru îi permite lui să facă simplificările 2 câte 2 și cum a avut în total, atenție, a avut în total 99. Un număr de 99 de termeni, înseamnă că el rămâne unul, practic, primul ăsta pe care l-a lăsat deoparte înseamnă că au avut 98 de termeni. Ei s-au dus în mod par, plus cu minus, același număr cu plus, același număr cu minus din desfacere, se pierde 1 ori 2 ori 3 și atunci 2 câte 2 se reduc și rămâne doar ultimul cu plus. Da? Deci este un deghișițiu de o finețe care depășește, să spun eu, frumos.
Teribil de frumos. Poți mai lucrăm din asta. Deci este extraordinar de frumos pentru că, atenție, este acea manevră pe care o făceam aici când nu erau consecutiv doar trei, ci erau la distanță de doi, de trei. Și atunci mulțeam peste tot cu doi sau peste tot cu trei. Ne amintim sublecele, da, da, da. Și mai revin și la sublecele astea. Același joc îl face autorul în ieșițul de mai sus, trei ori la face toată... Exact. Dar asta pentru că înmulțim cu un trei, are trei termeni consecutivi. Exact. De asta cu trei. De asta cu trei. Asta vă spun. Ați înțeles? Dar deci, înțeles? El în ieșițiu cât a dat când ne-a apărut în ieșițiu? Un ori doi. Un ori doi. Doi termeni. Doi termeni. Ca să poți calcula suma asta, trebuie să mulțești cu trei, cu un pas în plus, da? Exact. Ca să poți face suma când ar fi fost un ori doi ori trei, 2 ori 3 ori 4, 4 ori 5 ori 6, înmulțim cu 4 mai mult cu 1 decât numărul termenilor din produs. Iar 3-ul ăsta, care l-am avut acum, ați văzut cum se scrie? Ne face jocul. Ne face jocul. Iar 4-ul ăla ne va face jocul. Păi, da? O să mai face, da? Deci asta este speculația. Vă spun că ieșițiul în sine valorifică, să spunem, potențialul de imaginație, de imaginația copiilor, așa zis, subiect de excelență, sau la un nivel foarte sus, foarte, foarte sus. Dacă această strategie este ghicită, atunci începem să ne lărgim orizontul pentru pătrunderea în zona aceea rarefiată, hai să zic așa, rarefiată, unde nu prea avem acces. Știți că asta v-ați dorit la a cincea, da, și de aceea, da, mai punem și câte, da, exerciții. Sigur că da. Deci ideea este ca în anumite momente să țâșnim așa în zona aceea de sus, unde... Și să facem câte ceva spectacol. Foarte puțin. Profesor, acum ne autorizăm... Da, puneți-vă nota, ca să terminăm. Să ne facem sinteza, le legăm o nota. Da, da. Da. Voi vă puneți nota, noi, da, facem sinteza. Noi facem sinteza. Da, da, da. Și câte puncte îți ne-au vizio? Un punct, 10 puncte, totdeauna. 10 puncte, cum credeți voi învăța? Deci, spunem sinteza. Sinteza. Da, da, eu știu la tine. Acolo 3 puncte pierduți și cu 9 aici, 2. Sinteza testului. Hai să zicem, cum testul. Test. Bine. Sinteza testului. Aici îmi trebuie totuși discuția pe subiect. Da, da, da. Să vedem ce puncte am... La primul, ia să vedem. Ce a fost acolo? 4, la 2, la 5, la 2. O problemă... Divizibilitatea. Divizibilitatea. Virgulă criterii. De divizibilitate, nu? Da. Divizibilitate, vedeți divizibilitate. Corect. Cu 2, cu 5, cu 10, chiar le-a dat cu 9, le-a dat cu 10. Da, 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 m-a dus foarte bine. După aceea, m-am vedenat cifra X din și am avut 2, 1, X barat cu 7 și egal. Scrie la un număr în 40. Noi le repede l-am făcut, că l-am și văzut. Scrie, da, 1. Număr în 40. Număr în baza 10. Da, după aceea, diferența aceea dintre puteri, 5 la 3 și 5 la 2. Diferența, așa. Operații cu puteri. Operații cu puteri. Tot m-am părțit cu restul următorului exercițiu. Așa, teorema împărțirii cu restul. Hai să spunem. După aceea am făcut mulțim. Așa. Operații cu mulțim. Cardinalul. Deci mulțim. Operații cu mulțim. Ordinea tipului operațiilor. Cardinalul unui mulțim. Da, cardinalul unui mulțim. Ordinea tipului operațiilor. Mulțim.
ordinea ajutorului operațional. Da, da, da. Este... Și destinele de calculații. Operațional. Operațional. Ordinea ajutorului operațional. La putere, știți că erau cu putere, eu este citibil. 5 ori 2 la 2 minus 3, împărțe la 7, știți? Aha, da. Au fost cu putere. Nu mai bine. Putere. După, da, putere. După aceea am avut ecuații. Așa, ecuații. Da. Și această sumă de olimpici, de final. Așa, suma deosebită. Da. Să se uite, like, share, să-l numărească, că nu am să fac. Pentru suma deosebită pentru olimpici. Pentru olimpici. Nu uitați, like, share, să vă mânați la canal. Se va abona ca prof online, pe YouTube. Pe blog și dacă vor să vadă cum se face suma. Dar profesor, da. Autoevaluare, nu uitați să pun. Da. Autoevaluare. Și autoevaluare. Dar profesor, am luat 90. 89. Auto? Evaluare. Evaluare. Și autoevaluare. Da. Deci, cât ai zis, Daria? 89. 89. Aproape de 9 este bine. Că i-aș a dat un punct aici la suma asta. Sigur că da. Și a fost deci... că și-a scăzut. Că... Da, 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 da. Tot așa, da. Perfect. Perfect. Suntem chiar foarte mulțumiți. Să recunoaște cu suma asta, da? Cu suma asta băgată, da, pus la încercare, este excepțional. Tu, Radin, care îi dau o sumă din asta, să văd dacă i-au reținut. Corect. La sfârșit. Da. Poate merge de aici. Da, 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 da. De acord. De acord. Ca să vedem ce măsură au fost. Da. La revedere.